Dragi elevi, sunt sigur că ați privit cel puțin o dată de pe mal apa care curge a unui râu. V-ați întrebat, cred, de unde vine și unde ajunge aceasta. Să analizăm, deci, împreună, în următoarele momente, elementele unui râu. Primul element îl reprezintă cursul sau lungimea unui râu de la izvor la gura de vărsare. Acesta este frecvent împărțit în trei sectoare. Cel de la izvor și până la ieșirea dintr-o zonă montană înaltă este numit sectorul superior. Aici valea, prin care curge apa râului cu o viteză foarte mare, are versanții foarte abrupți. Sectorul următor, ce traversează o zonă deluroasă, este denumit curs mijlociu. Pe acest sector, valea râului se lărgește, apa curge mult mai încet, iar versanții sunt mai puțin înclinați. Ultimul sector, cel inferior, traversează o zonă joasă de câmpie unde văile sunt foarte largi, iar apa curge foarte lin. La capătul acestui sector se găsește gura de vărsare, iar râul în care deversează se numește râu colector. Toate cursurile secundare pe care râul nostru le adună se numesc afluenți, iar punctele în care aceștia se varsă se numesc confluențe. Suprafața de pe care râul își adună apele se numește bazin hidrografic. Acesta este delimitat de suprafața altor bazine hidrografice prin cumpăna de ape. Ca moment de reflecție, vă rog să vă amintiți caracteristicile sectoarelor de râu prezentate anterior și să le corelați cu imaginele notate cu A, B și C.